Coroșanu îi strig acestuia să-i caute ficatul. Ține brațele sus, Cătălin vine din nou aproape de adversarul său. Câteva lovituri prin garda lui Anderson Silva. Bine a blocat această lovitură înaltă Cătălin. Bun croșoul de stânga. Foarte interesante indicațiile lui Mihai Constantin. Bal încurajează, bal împinge să execute diferite combinații. Bune loviturile lui Cătălin Moroșanu, care l-au surprins pe adversarul său. Dă bine cu croșeele Moroșanu, sunt momente grele pentru Anderson Silva. Atenție la loviturile de genunchi, sunt cele care au mai pus probleme în trecut lui Cătălin. Se apropie din nou Moroșanu. Foarte bine a punctat cu brațul stâng Cătălin. Bune, două croșei intrate în plin. O formă foarte bună Cătălin Moroșanu în această seară. Ultimele secunde, această repriză a doua. Încă o repriză pe care Cătălin a controlat-o. S-a odihnit ceva mai mult Moroșanu. Familia Goldenbrau, un serial despre mândria de a face bere. Mergem la saună? De ce? Avem saună la fabrică? Uite aici începe magia. Cu malți și apă puse la fier. Complicat e abia după aia. Acolo se vede maestria berarului. Să facă berea mereu cu același gust. Și asta e treaba cea mai grea. Vă rog, eu nu mai vorbiți de bere, că mor de sete. Goldenbrau, făcută cu maestrie de berari pricepuți. Și asta pentru tine, Robi, să te mai răcorești după saună. Oh. Au mai rămas 3 minute pentru Cătălin Moroșanu în fața lui Anderson Silva. Două reprize bune pentru sportivul român, care a reușit să le controleze și să-i pună probleme adversarului său. Moara din Carpați luptă pentru prima victorie într-o piramidă din cariera sa. La prima participare într-o astfel de sistem. A început să se deplaseze mai mult Anderson Silva, nu mai vrea să stea la bătaie.